Consiliul Superior al Magistraturii are o nouă componență. Parlamentul a numit în funcție 3 membri care au trecut de evaluarea Comisiei Preveting. Este vorba despre Tatiana Ceaglic, Alexandru Postică și Ion Guzun. Pentru aprobarea proiectelor de hotărâre au votat doar deputații Partidului Acțiune și Solidaritate, iar cei din blocul comuniștilor și socialiștilor au criticat guvernarea pentru faptul că ar încerca să controleze domeniul justiției. Tatiana Ceaglic a deținut mai multe funcții în cadrul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, iar din 2013 este șefa secției E-Instruire și formator în cadrul Centrului de Informații Juridice al Institutului Național de Justiție. Un alt membru, Alexandru Postică, a fost până acum consilier pe dezvoltare strategică în cadrul Asociației Promolex și a reprezentat interesele mai multor persoane la CEDO. Iar Ion Guzun este avocat de profesie și director al Secretariatului Comitetului Consultativ Independent Anticorupție. În urma concursului inițiat la 24 martie 2022, dosarele care au fost recepționate de Parlament, fiind verificată etapa eligibilității, au fost transmise către Comisia de Preveting pentru evaluarea integrității. Am primit 8 decizii de la Comisia de Preveting, dintre care 3 decizii au recomandat sau au zis că evaluarea integrității a fost promovată. Înainte de procedura de vot, deputații au luat la întrebări pe cei 3 candidați. Care este viziunea dumneavoastră pentru sporirea transparenței activității CSM pe viitor și îmbunătățirea comunicării? Ședințele Consiliului Superior al Magistraturii sunt publice, urmează a fi filmate, plasate public într-un loc disponibil ca cetățenii și corpul de judecători să poată să le vadă. Și deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor au avut mai multe întrebări, deși în final nu au susținut niciun candidat. Общество, в том числе судьи, говорят о политизации судебной системы. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому процессу? И на свои функции, как вы будете сопротивляться? Постмартур, когда инстанции лежат, и унижат, которые, мод специал, au adoptat hotărâri pe placul unor politicieni. Vreau să vă asigur că eu, în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care niciodată nu am fost membru de partid, voi depune tot efortul astfel încât asemenea cazuri să nu fie admise. Considerați corect sau logic faptul că în această comisie preveting face parte și doamna Tatiana Răducan cu 7 dosare condamnate la CEDO? Și oare nu putea dumneavoastră iarăși să facă greșeli în cadrul acestor preveting? Republica Moldova este inevitabil să mai aibă condamnări la CEDO, încălcări ale drepturilor omului se comit și în Franța, Marea Britanie și alte țări. Trebuie să vedem în ce măsură alte încălcări viitoare să putem să le reducem. Unii judecători, de fapt, au avut opinii separate care, cu regret, nu fac parte comun din acea hotărâre, din cât eu cunosc, inclusiv doamna Răducanu. Iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj către judecători care de mai multe ori au criticat actuala guvernare. Lăsăm supărarea și la rece facem schimbările care trebuie să făcute. Dar ei trebuie să prindă la curaj și nimeni în locul vostru nu o să vă facă treaba. Cadrul legal de perfecționat, da, perfecționăm. Trebuie să-i motivăm mai bine. Da, trebuie să-i motivăm.